Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o ediție colosală, îndrăznesc să spun, a punctului culminant. S-a instaurat panica printre interlopii lui Dincă. Alexandru Cumpănașu este amenințat de clanul interlop din Italia, doamnelor și domnilor, după dezvăluirile pe care le-a făcut. Ne întrebăm împreună și încercăm să aflăm răspunsul dacă, într-adevăr, acest clan devenit celebru în România în ultima perioadă, mă refer la clanul Baboi, le-a luat pe Luiza și pe Alexandra din curtea monstrului din Caracal. Între timp, Dincă râde de procurorii care l-au favorizat până acum și își pregătește mărturia care îl poate salva, doamnelor și domnilor. Cine l-a convins pe monstru să-și întoarcă declarațiile cu 180 de grade, aflăm în această seară. Discutăm despre dispariția misterioasă a numai puțin de 6 fete și de implicarea lui Dincă în acest caz. Este noaptea foarte importantă, doamnelor și domnilor, în care Dincă pregătește contraatacul devastator. Cine este noul său sfătuitor? Vom afla în această seară. Sunt cele mai importante 48 de ore dintr-o anchetă maraton. Domnilor și domnilor, scenariul de groază este că Gheorghe Dincă ar putea fi liber în 48 de ore. Și exclusivitatea serii la România TV, noul șef al opoziției are prima apariție în direct. Liderul PSD va fi față în față cu mine, doamnelor și domnilor, și intervine în scandalul pensiilor, doamnelor și domnilor. Aflăm împreună dacă va fi dărâmat guvernul Orban și care este anunțul important pe care vrea să-l facă domnul Ciolacu în această seară. Este un nou plan pentru anticipate. Partidul Social Democrat se regrupează și liderul său comentează și vânătoarea medicilor de elită. Rămâneți, doamnelor și domnilor, pentru că este o seară grea, extrem de încordată, dat fiind că vă prezint și invitații cu greutate, care sunt atât alături de mine, cât și în legături directe, în platou. Doi avocați extrem de cunoscuți și de răzbătători, doamna Maria Vasi, sărut mâna doamnă, și domnul Tonel Pop, avocat al familiei Melencu. Bună seara, stimate domnul, mulțumesc că sunteți împreună, mulțumesc și dumneavoastră, doamna Vasi. Iulian Surugiu, președintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție, bună seara, stimate. Bună seara, Victor, mulțumesc. În direct, doamnelor și domnilor, împreună cu noi, în legături exclusive, Alexandru Cumpănașu. Bună seara, Alex, mulțumesc că ești din nou alături de noi în această seară. Bună seara, Victor, și ție și invitațiilor din studio. Și nu în ultimul rând, ba chiar aș putea spune în primul rând, corespondentul și investigatorul nostru din Italia, prietenul Roc Ciavi. Bună seara, Rocco, bine ai venit alături de noi. Roc Ciavi, doamnelor și domnilor, este cel care, după cum v-am anunțat în preambulul acestei emisiuni, a primit atât amenințări la adresa lui, a propriei familii, cât și pe cele la adresa lui Alexandru Cumpănașu și ale familiei acestuia, doamnelor și domnilor. O să vă dăm un scurt fragment, extrem de scurt și, credeți-mă, extrem de bine căutat dintr-un val de amenințări, de înjurături și de blesteme care foarte greu pot fi redate fără riscul de a ni se suspenda emisia, și încercăm să comentăm cu invitații noștri halul la care s-a ajuns și ce anume a generat panica printre membrii celui mai temut clan interlop de la Roma, doamnelor și domnilor. Hai să ascultăm. Eu spun direct, nu am nicio trebuie cu Panașu, bă. Interesează ce spui tu acolo și ce spui și ce nu spui, mă doare pe mine de poliție și de tot, mă doare pe mine. M-ai băgat în niște care nu sunt a mele. M-ai dat cu numele meu, m-ai stricat tot numele, pe la a ajuns prin vizualizat de 1.300.000 de persoane. Acel interviu cu Gina, ce ai făcut, că ai făcut-o și ai spus tot numele meu, Ciocodan Gabriel Alec, tot ai zis. Mă doare în tu ai făcut-o de scoase. Tu ai făcut-o de scoase, că dacă nu-ți promit, îți promit că dacă n-am să pun toată lumea să-ți bage copiii tăi și pe Facebook și peste tot.
Da, în țara în care pacienții au foc pe masa de operație, e nasol să te doară, că nu știi unde să te duci, dar rămân, repet, amenințările și limbajul extrem de trivial și de violent. Repet, doamnelor și domnilor, ăsta este cel mai soft dintre toate pasajele care s-au putut selecta din două ample convorbiri telefonice. Îl felicit pe rog, în primul rând, pentru răbdare și pentru calm. Și mă duc direct la Alex Cumpănașu. Alex, ce anume din ultimele tale acțiuni a generat o astfel de reacție virulentă, repetată și extrem de violentă? Mai multe acțiuni, Victor. Ce ai prezentat tu este, cum ai și precizat, o mică parte din reacțiile isterice ale unor șefi de clanuri care foarte rar trec la amenințări acestea pe față, adică găsesc alte metode. Nu s-apucă să sune jurnaliști sau, cum mi s-a întâmplat mie la 2:30 azi noapte de pe număr necunoscut, să fiu sunat și să fiu amenințat. Însă sunt foarte multe aspecte pe care vreau să le menționez. Unul, eu sunt convins, Victor, și o spun și mi-asum aceste lucruri cât se poate de clar. Gheorghe Dincă nu este ucigașul Alexandrei. El este cel care a fost la Craiova și a anunțat clanul Baboi pentru a o prelua pe Alexandra. Acest lucru este confirmat și de DICOT, pentru că DICOT-ul face proces verbal de intrare în casă la 12:50 a lui Dincă, iar el declară că la 11:30 a intrat în casă, surprinzând-o pe Alexandra vorbind la telefon. Pornind de la aceste lucruri și de la investigațiile pe care le-a făcut Rocco în Italia, despre care în înregistrarea respectivă în care mi-amenință copiii, soția, familia, e bine că n-ați mai dat și partea asta. Mărturisesc că eu am ascultat tot, adică așa? Telespectatorii trebuie să știe că eu și colegele mele din echipa care formează colectivul acestei emisiuni am ales pasajele, repet, care puteau fi difuzate, mă rog, în măsura în care și astea sunt suportabile pentru niște urechi de oameni normali. Însă, pornind de la aceste fapte pe care le-am menționat, investigațiile lui Rocco, dar și faptele din dosar referitoare la Dincă și plecarea lui la Craiova, pe care o consider cheie în cazul Alexandrei, am început să fac investigații cu privire la clanul Baboi. Și am descoperit că acești indivizi au făcut câteva, cum spune și Rocco în interviu, câteva sute de milioane de euro în Roma, cu dominând, dacă vrei, zona aceea de prostituție, trafic de persoane. Mai mult decât atât, cred că isteria acestor oameni a venit din declarația pe care am dat-o la DICOT cu privire la familia Dincă, din punctul meu de vedere, un simplu cărăuș pentru această industrie, acest clan uriaș Baboi, da? Care s-au simțit amenințați pentru că am început să aducem martori. În momentul în care a apărut martora de la Șirindie, în momentul în care au apărut foarte multe dovezi pe care nu are rost să le mai enumăr eu acum, pentru că le-am mai spus și nu are rost să le iau din timp. Am constituit un dosar separat și cred că aici Gheorghe Dincă, dacă și-a schimbat cu ceva părerea, poate că și-a schimbat-o și din cauza asta. Un dosar separat pentru că vedeam că procurorii de ICOT refuzau cu obstinație să investigheze traficul de persoane. Și atunci m-am sfătuit cu domnul avocat și am spus așa, ok, nu mai depunem o plângere separată pe trafic de persoane la modul general, atenție, la modul general, ca să nu conexeze cu cealaltă unde este Dincă tatăl cercetat, pe numele lui Daniel Dincă, pe numele lui Danielei Dincă, pe numele lui Ionuț Dincă, pe numele lui Baboi. În susținerea acestei plângeri am adus toate mărturiile adunate în timp, atât de către noi, de mine, de investigatorii mei despre care am mai vorbit, dar și de către jurnaliști. Și este uluitor, Victor, când stai să, și nu vă răzbat de România TV, când stai să faci așa un, când faci să faci un bilanț al tuturor mărturilor publice față de care procurorii nu și-au arătat niciun interes al unor persoane care spun clar, domnule, l-am cunoscut pe Dincă,
A venit în Italia, avea patru fete la produs, mă scuzați de expresie, m-am certat cu el, nu i-a interesat. Sunt foarte, foarte mulți martori despre care DICOT-ul nu s-a interesat, pentru că nu i-a interesat traficul de persoane. Acest dosar separat, cred eu, că a generat în ultimele două săptămâni această reacție furibundă a lui Daniel Dincă, care nu s-a mai putut abține și a trecut la amenințări directe la adresa familiei mele și a mea, devoalându-și identitatea, a lui Baboi, despre care el nu crede că, adică știe foarte bine că avem dovezi și că avem indicii clare, și consideră că acești pițifelnici de-al de Dincă l-au băgat într-o mare problemă, el fiind totuși un rege acolo, nu? Adică deja este la alt nivel. Așa zice doamna Gina și nu îndrăznesc să o contrazic. Așa spune și el, că este totuși, că este la un mare nivel acolo în înregistrarea respectivă. Toate aceste lucruri, care sunt niște probe, nu puteau fi ignorate de către alți procurori într-un alt dosar. Însemna o revoluție, nu te supăra. Adică răbdarea are și niște limite, că venim și reprezentăm la tine în studio, dacă nu. Ok, până ajungem la momentul ăla, te întrerup un pic, Alex, pentru că vreau să vorbesc un pic și cu Rocco și după aia vom intra în mățăraia acestui dosar absolut noucitor, repet, care mai are 48 de ore până când se va ajunge la un verdict. Pleacă omul acasă să-și continue cu grătarele în curte, scuzați cinismul, sau mai rămâne în arest preventiv trimis în judecată. Rocco, cum ai ajuns tu să vorbești cu reprezentanții de vază ai clanului Baboi? I-ai căutat tu, te-au căutat ei pe tine? A început ieri pe Facebook, a început să vorbesc curând pe pagina mea personală, privată, a început să trimit mesajele în private, după aia au ajuns al de 14 mesaj, de al de 14 persoane diferit. Bun, te-au sunat ei sau i-ai sunat tu? N-am schimbat un telefon, am început să vorbim cu domnul. Au ajuns amenințări la adresa mea, la adresa de Alexandru Cumpănașu, ca nu ciocodan, că nu a făcut amenințări de moarte. Am fost doi băieți, că clar au spus că ne omor, că se întâmplă ceva la familia noastră, la părinți, la copii. Băiatul după aia m-a sunat, m-a cerut scuze pentru că a spus ieri eram foarte nervos. Eu clar am fost la pușcherii la Roma 2 ani și jumătate, dar nu pentru prostituție, nu am lucrat niciodată cu clanul Baboi. Ce a spus pata doamna Gina și domnul italian care a lăsat registrarea, a spus că sunt poveste false, că a povestit. Eu clar vă spun ceva, Victor, că eu cred că și eu și Alexandru Cumpănașu avem niște riscuri că se pute întâmpla ceva. Pentru că asta cu a scris azi dimineață, ca cu mesajele, sunt persoane de extrem de periculoase. Rocco, vreau să te întreb, ai cerut protecția autorităților italiene? Ai anunțat poliția? Ai făcut vreo plângere pentru amenințările pe care le-ai primit? Nu, când venim în România, spunem puț la DICOT. Victor, eu mai am mai mult încredere în DICOT la București ca nu poliția aici în Italia. Pentru că clanul ăsta în Italia face ce doresc. Păi iartă-mă, dar până vii tu la București, ei își pot pune în practică amenințările acolo. Nu cred. Eu nu cred asta. Să dea Dumnezeu să nu fie așa. Deci tu ești dispus să fii audiat? Rocco, tu ești dispus să fii audiat la DICOT în acest... Eu niciodată m-am retras de la asta, Victor. Tu știi asta, că am discutat de mult ori de asta aici. Da. Niciodată m-am retras. Păi nu, dar poate nu era treaba ta să ajungi și parte într-un dosar penal în România, dar mă rog, asta e viața. Rămâi și tu alături de noi. Rămâi, Alex. Da. Domnul Pop. Nu, am făcut, și... Victor, am făcut eu... Imediat, Alex, ajungem, mă întorc imediat la tine, vreau să... Domnul Popa, sigur. În paralel cu domnul Cumpănașu și dumneavoastră ați acuzat tot timpul, faptul că se omite cu voie, cu intenție, habar n-am, cercetarea celei de-a doua piste în acest dosar, respectiv răpirea fetelor și
traficarea, comercializarea și așa mai departe. Cu premeditare, a spune, se evită și se face orice posibil, orice artificiu juridic, orice scrocherie juridică, aș putea spune, pentru ca acest dosar să fie decapat de orice probă care ar putea conduce către complicitățile lui Dincă și care ar dărâma acest castel din cărți de joc, pus așa pe un fel de preș pe care îl va trage mâine Dincă de sub ei. Și atunci de ce au luat foc ai lui Baboi? Dacă nu-i caută nimeni. Păi dacă îi pomenește cumpănașul, normal că iau foc. Orice clan. Putea să pomenească orice clan și tot reacția ar fi fost. Din moment ce îi pomenești, păi cumpănașul, domnul cumpănașul a luat foc că l-am pomenit eu pe dânsul, dar păi clanurile alea. Așa, păi nu, dar clanurile alea, stai, dacă n-aveau nicio legătură cu povestea asta. Bine, nu, stai, niciun clan nu vrea să fie... Nu așteptam un comunicat de presă de la clanul Baboi. Niciun clan nu vrea să fie în atenția opiniei publice. Clanurile acestea își desfășoară activitatea într-o semi-obscuritate. Deci nu vor să fie aduși în fața opiniei publice. Clanul Baboi, spre exemplu, nu e vizibil aproape deloc în România. Dacă cauți pe YouTube, de pe IP de România, nu găsești aproape nimic despre clanul Baboi. Zici că ăștia nici nu există. Dacă știi să faci o căutare mai deșteaptă și să intri pe IP de altă țară și așa mai departe, s-ar putea să descoperi niște lucruri interesante, dar repet, pe site-uri din alte țări. M-aș îngriji în primul rând de clanul Dincă. După ce m-aș îngriji de clanul Dincă și familia Dincă... E în legătură, în conexiune cu clanul Baboi sau nu? În mod cert sunt probe la dosar în care clanul Dincă, familia Dincă este într-o strânsă conexiune infracțională cu Dincă și pare să că în strânsă conexiune infracțională, cel puțin pe legături de înțelegere între cei care fac ancheta și clanul acesta Dincă, special cu Dincă, să nu se atingă de familia lui. În momentul în care și-a dat seama și a aflat că acești domni și doamne nu mai pot coordona această acțiune de protecție a familiei lui, pentru că omoare și el sursele lui, a început și a aruncat prima carte de joc. A dat șah. Mâine va da mat. Aveți convingerea asta că va da mat? Dacă va trăi până mâine, da. Vă e teamă că îți poate întâmpla ceva? Păi ce pelerinaj se întâmplă acolo și câte misiuni a fost și câți oameni nu au stat să-l bată la cap? Unde e tot la arestul central? El este la arestul central, dar se pare că n-au făcut față acolo și l-au adus ca să-l mai prelucreze. Păi și nu. La dicotul central. Nu, dar acum unde e cazat el? Da, este cazat la arestul central. Păi, dar domnul Surugiu, își poate permite cineva să-l scape din ochi pe Dincă în noaptea asta, până mâine, și să aflăm că, Doamne ferește, s-a întâmplat nenorocire? 100% nu. De 100% nu o să pățească nimic. Deci beneficiază de un regim de supraveghere continuă și atentă? Super! Deci nu îi se poate întâmpla absolut nimic. Deci e super vizat și super îngrijit să pățească absolut nimic. Cineva, că tot spunea domnul Pop... Poate să intre cineva la, la el? Dincă în arest doar cu permisiunea și cu acceptul procurorului de casă. Avocatul Dincă poate doar să meargă la vizită. Se consemnează orice intrare la Dincă? Sau orice întâlnire la arestul central? 100% așa ar trebui să se întâmple. Atât pe procedură cât și pe realitate. Pe procedură, deci ar trebui să se întâmple așa. Mai mult decât atât, există sistem de supraveghere video. Dar deci dacă îi bagă unul în celulă cu gânduri nu, nevolnice nu, în noaptea asta? Nu, sau nu, nici vorbă. Deci o să-l vedeți deci bine. Probabil, că sigur, la ora asta? Probabil Dincă mâine va veni în fața procurorilor și părerea mea, după 20 de ani de experiență de poliție, eu cred că o să spună că pălalt a omorât-o pe Luiza și cine că fane? Da. Și că Luiza nu are nicio... El nu a omorât-o pe Luiza și că a omorât-o Risipeanu ăla. Risipeanu. Fane, da. Așa și Fane. Sau cine știe ce altă gogoriță. Și ai revelația asta după 9 luni de zile, după ce s-a întâmplat și după 6 luni, după ce scandalul a devenit public? Adică ce justificare da, are el are să spună, dom'le, m-am sucit, n-am mai omorât-o eu. Băi, frate, poți să nu-ți aduci aminte ce ai făcut la un șpriț cu cineva, dar să-ți aduci aminte dacă ai omorât sau nu
după ce tu inițial ai admis că ai omorât, mi se pare cam mult. Da, deja vorbim de 9 luni. Eu mi-am amintit în seara asta ce am făcut când am ajuns acasă, că m-a întrebat soția ce am făcut cu 3-4 ore înainte și mi-am amintit. Deci, dar el are mai multe scuze și aici una dintre ele e că nu e sănătos și că are acele antecedente despre care vorbea domnul Popa, că ar fi fost o pregătire practic pentru în avans. Nici măcar n-a reușit cu diagnosticul, dar în țara asta unde te scoate nebun oricine la colțul străzii din că n-a reușit cu dosarul de pensie cu toate relațiile lui. Nu a reușit. Înseamnă că n-are relații. Nu a fost atât de înseamnă că nu are relații. Doamna Vasi, ce presorturi interne sau ce habar n-am buton apăsat poate genera o astfel de reacție? Colegul nostru din Italia face dezvăluiri și interviuri cu prostituate, cu oameni implicați în zona asta de niște luni de zile. Nu l-a căutat nimeni să-l amenințe, să-l blesteme, să-l nu știu ce. Dintr-o dată, când cam din momentul în care s-a anunțat public aici că Dincă s-a sucit, a început o avalanșă. Există o explicație? Da, să vă dau eu o explicație. Dați-mi. Domnul Dincă beneficiază de servicii excepționale de consiliere juridică. De unde? Din moment ce domnul avocat nu știa deloc de această procedură, mă îndoiesc că ideile îi aparțin, nu pentru că judec profesional, pentru că nu-l cunosc. Păi, dar cine a spus îl consiliază? Jiminy Cricket, Ginu de Lampă? Permiteți-mi să vă iau câteva minute. Vă rog, să vă citesc. Dar nu foarte multe minute. Să vă citesc, nu apară că e din mintea mea, din lege. Articolul 19 din legea 682/2002 spune că persoana care are calitatea, sigur că da, beneficiază de înjumătățirea pedepsei. Păi, Dincă a venit cu teoria recunoașterii pentru a merge pe procedura simplificată. Bun. Și datorită discuțiilor din acest platou, probabil că au văzut în mod evident că nu au cum să-l trimită pe omor simplu decât pe omor calificat și nu beneficia de reducerea pedepsei. Și s-a găsit această chichiță legală. Dumnealui să tăgăduiască că ar fi omorât-o pe Luiza. Da. Probabil, cum spunea și domnul Surugiu, și o dă pe ăla, deci practic îl denunță pe ăla. Denunță pe altcineva și se suprapune pe acest text de lege. Suprapunându-se pe acest text de lege, ia jumate de pedeapsă. Păi, iertați-mă, și cine e geniul ăla juridic care îl consiliază în contextul în care, cel puțin public, el nu ia legătura decât extrem de rar cu unicul lui avocat ăla de trebuie oficiu. Să aflați dumneavoastră, jurnaliștii, cine l-a sfătuit în perioada când domnul avocat era plecat din țară, din câte am înțeles, totuși dumnealui a venit cu această inițiativă de a trimite la DICO cererea de a fi audiat. Poate fi inițiativa asta și, hai să spunem, ca o răzbunare sau o suceală a lui pentru faptul că procurorii n-ar fi reușit să respecte înțelegerea pe care au făcut-o sau n-au vrut să-i protejeze familia? Nu neapărat. Dânsul a înțeles că a fost o gogoriță cea care a fost livrată inițial, respectiv că dacă merge pe recunoaștere beneficiază de reducerea pedepsei și văzând că nu îi se poate asigura reducerea pedepsei din procedura simplificată care, zic, nu putea fi aplicată în acest caz, au găsit această soluție juridică ca dumnealui să tăgăduiască că ar fi săvârșit unul din omoruri, să denunțe o altă persoană și bănui că într-adevăr poate fi celălalt inculpat sau cine știe altă persoană și în aceste condiții beneficiază de o cauză de înjumătățire a pedepsei din acest mijloc juridic. Totuși, doamna coleg, să ne înțelegem, nu poate beneficia așa automat acel 19, celebrul 19 din legea specială pe care ați enunțat-o decât... Păi nu, trebuie să aibă și dreptate. Deci trebuie ca organul de cercetare și urmărire penală, este o condiție esențială și dată și prin deciziile de îndrumare ale înaltei curți, să pornească urmărirea penală pe acea persoană denunțată. Deci trebuie... Păi nu, dar nu merge așa, hai că-i fane. Trebuie să aibă dovezi, să-l indice în așa fel pe fan, într-un mod concret, încât să existe probe, indicii și dovezi că Foane a făcut-o. Bănuiesc nu merge numai să-l indice, uite-l pe ăla. Bănuiesc că nu ar fi fost inițiată această procedură dacă nu era cunoscut tot parcursul ei. Deci da, la, una peste alta, însă, în așteptarea zilei de mâine, iertați-mă, domnul Pop, încercând să aflăm împreună pe ce se bazează Dincă acum, că poate răsturna întreaga situație. Colegul meu, Costi Soare, ne face un rezumat al poveștii, nu știu, Costi Soare a devenit un soi de profiler, a intrat în mintea lui Dincă, mai ceva decât l-a decorat de Iohannis la sfaturile FBI, de la mințat și cu moartea pe s-a prins cum stă treaba și care-i meciul cu Dincă mâine. Ca să-i scoată mărturisirea. Bună seara, Costi.
Bună seara, bun găsit tuturor. Gheorghe Dincă a venit să studieze dosarul într-o zi în care nu erau prezenți nici jurnaliștii, dar mai ales avocații sau familia lui Zei. A stat aici mai bine de 3 ore, timp în care a studiat cu atenție toate probele depuse împotriva lui în cazul lui Zei. Asta pentru că, sigur, vrea să-și facă o apărare în fața procurorilor mâine la ora 10, când a fost citat pentru reaudiere. El a formulat o cerere pe 6 ianuarie prin care spunea că este nevinovat de moartea lui Izei și vrea să fie reaudiat de urgență. În tot acest timp, Gheorghe Dincă nu a comunicat prea mult nici cu avocatul său, Claudiu Lascoschi, căruia nu i-a spus de această intenție de a reveni asupra declarației prin care recunoștea crima și în cazul lui Izei. Rămâne de văzut ce va spune mâine în fața anchetatorilor, pentru că, așa cum spun procurorii, dar și avocații, trebuie să vină cu probe clare că nu a făcut nimic împotriva lui Zei, probe care să răstoarne practic toată cercetarea de o jumătate de an făcută de anchetatori în acest dosar. Da, mulțumim mult, Costi. Alex, ce m-a... Da, Victor. De fapt, nici măcar nu m-a surprins. M-a blocat. A fost prima reacție a propriului avocat al domnului Dincă, domnul Lasoschi, în momentul în care domnia s-a aflat de la presă că clientul domniei sale are de gând să se sucească, da, și să se declare jumate vinovat, din cât susținea domnul Lasoschi chiar în platou ăsta de televiziune că ar fi. Adică, domnul Dincă, mi se pare, știe că e eterna și fascinanta României. E atât de surprinzător încât își blochează până și avocatul. Mai e o întrebare, cum de nu și-a permis Dincă un avocat? Și avocatul care nu înțelege, și avocatul care nu... Da. Păi nu, e din oficiu. Păi dar cum de nu și-a permis Alexul? Care nu înțelege că rolul lui este de a se... Poftim? Cum de nu și-a permis un avocat? Da, are mulți și familia are foarte mulți bani, dar când o să... Da, am înțeles acum, am înțeles ce a spus domnul Sturgiu. Familia are foarte mulți bani. O să facem un inventar, domnul Citacu mi-a promis că o să facem într-o seară un inventar a ceea ce înseamnă familia Dincă, da, pentru că prea au pozat așa niște mielușei și nu duce lipsă cu siguranță de resurse. Nu știu de ce l-o fi lăsat pe domnul Lascoschi, probabil că dânsul este un foarte bun procuror în situația de față și era nevoie de un procuror, nu de un avocat, nu-mi dau seama, dar una peste alta, să știți că Lascoschi nu trebuia să fie informat. Un avocat servește clientul, el nu este stăpânul clientului. Dar reacția domnului Lascoschi a fost absolut halucinantă. Până la urmă, Dincă, dacă vrea, face orice cerere vrea. Orice persoană fizică, dacă vrea, face orice cerere vrea. Nu trebuie să te anunțe pe tine. Dar din punctul meu de vedere, ceea ce este cu adevărat grav acum este că, iată, s-a dus să cerceteze dosarul, să-și facă apărare, să fie lăsat în pace 4 zile, 4 zile în care oriunde pe lumea asta, dacă nu a ucis-o, această fată se găsește. Procurorii, polițiștii nu s-au închis nicio secundă să-l întrebe ei din proprie inițiativă, să-l ia de gât, să-l aducă, iertați-mă de expresie, să-l aducă la parchet și să-i spună: dacă n-ai ucis-o, spune-ne unde este, ca să o salvăm, spune-ne ce ai făcut cu ea, spune-ne unde ai dus-o. Ceea ce aș vrea să mai spun, Victor, este următorul lucru. Pe lângă ce a spus Rocco și ce ai difuzat tu, sunt foarte multe reacții isterice ale familiei Dincă, în special ale copiilor, ale acestui clan Baboi. Mă surprinde punerea în aceeași echipă a mea și a clanului Baboi de către domnul Pop. Dar cred că a fost doar așa o glumă. Okay, să vă spun de ce, pentru că acest clan a făcut aproape jumătate de miliard de euro din prostituție. Da, la fel de repede, dar în conjuncturi diferite și contexte diferite. Alex, și cu valori diferite. Stai un pic. Însă... Ok, dincolo de mica dispută pe care a spus domnul Pop, ai pronunțat o cifră, de fapt niște numere. Jumătate de miliard de euro, 500 de milioane de euro făcute din prostituție doar de clanul ăsta? 500 de milioane de euro din prostituție? Da, doar de clanul...
Doar de clanul acesta, Rocco poate să confirme și cu permisiunea ta, Victor, și după aceea promit că nu mai intervin decât atunci când... Vreau să fac două anunțuri importante, după aceea le uit. Fă anunțul. În afară de marșul de sâmbătă, de la ora 14 din Piața Constituției, de unde ne vom deplasa în fața de ICOT și după aceea în fața Ministerului de Interne, și în Italia și Spania s-au mobilizat români care vor organiza în Spania, atenție, vorbim de marșuri și mitinguri autorizate, nu așa pe nepusă masă, deci autoritățile de acolo au fost de acord, în Barcelona, în fața consulatului la ora 11 și în fața consulatului din Roma la ora 13, nu la ora 11, la ora 13 românii din Italia se pot aduna, iar românii din Spania la ora 13 în fața consulatului din Barcelona. Eu cred că este important, pentru că dacă nu dăm un semnal cu toții, românii din afară și din interior, că vrem o justiție corectă, s-ar putea ca de-al de dincă să fie cât mai mulți. Și printre clanurile care mi-au amenințat familia în această perioadă, se numără și clanul Țăndărei. Adică acei 20 și câțiva de interlopi care au fost puși în libertate numai... Ăia achitați, da. Deci ne-au trimis vreo 50 de pagini de amenințări. Tu l-ai întrebat pe Rocco, scuză-mă, dacă a cerut protecție. Omul a spus că o să vină în România. Uite, de exemplu, eu am scris ministrul de interne, nu mi-a bătut capul mai mult. Și știți ce mi-a spus domnul ministru de interne, Vela? Ce? Adică cu toate ceea ce ai auzit tu pe înregistrare, ceea ce ai auzit este o mică parte din toate aceste clanuri, interlopi ăștia de la Țăndărei, Baboi, Dincă. Domnul Vela mi-a spus să scriu pe office@mei.gov.ro. Să dai un mail la secretariat? Păi și cum i-a spus? L-a sunat pe telefon sau cum a făcut? Da, i-am dat mesaj și i-am spus, domnule ministru, există anumite probleme confidențiale pe care nu le poți exprima oricui cu privire la aceste amenințări. Cum procedăm? Vă rog să scrieți la office@mei.gov.ro, de parcă persoanele care au făcut aceste lucruri sau cei care ar trebui să știe și ei de la relații cu publicul, știți? Normal, aia la registratură. Asta e preocuparea unui ministru de interne față de cetățenii săi, nu contează. Ok, una pe la registratură, da. Bine, nici măcar la registratură, că acolo ajungea la dânsul. Păi du-te și ia-te de aia cu ștampila dreptunghiulară, cu număr de înregistrare. Una peste alta, doamnelor și domnilor, între timp a mai apărut o informație. Dar nu-i de glumă, Victor. Păi știu că nu e de glumă, dar ok, o să spună că... Pentru că oamenii nu știu prin ce trec eu și familia mea. Poate domnul Vela este luat la întrebări la un moment dat. Domnule, dar dumneavoastră chiar îți bagi joc de oamenii ăștia? Bun. Nu domnul Vela își bate joc de nimeni, ci e un întreg sistem, drag Alexandru, care își bate joc de cetățenii acestei țări. Iar tu ai spus un lucru foarte bun și foarte clar, că sunt foarte mulți bani în clanurile astea și produc foarte mulți bani. Exagerați. Nu, bani, urieșesc. Bani. Jumătate de miliard de euro. Iertat. Bani care ajung de foarte multe ori la persoane publice din astea, la cei care nu-și fac datoria. Implicări de jos până sus. Cred că eu am ghinion în viață, tot să termină înaintea ușii mele, n-ajunge niciunul la mine, nu știu cum. Dar de ce nu se întâmplă și în România ca și în alte state? Să legalizăm prostituția și să fiscalizăm și noi biserica, Sfânta Biserică. Doamne, apără și păzește, acut am trecut Sfânta Sfărătoare de Sfântul Ion și dumneavoastră v-ați gândit să le puneți impozite. Opriți-vă, domnul. Bine, atunci haide să doar, Victor, să fiscalizăm prostituția. Doar mergem la prostituție, da? Da. Ok, la Sfânta Biserică mai așteptăm să vedem după Sfântul Gheorghe încolo. Domnilor, între timp a mai apărut o informație bombă, potrivit unor surse, din care mai fi răpit în trecut o tânără, dar fata a reușit să scape din mâinile acestuia. La întreaga scenă a fost martoră, fiica unei polițiste. Colega mea, Claudia Predilă, a urmărit acest caz și are detalii. Bună seara, Claudia!
Bun găsit! Au ieșit la iveală noi detalii despre Gheorghe Dincă. Luiza și Alexandra nu sunt singurele victime ale monstrului de aici, din Caracal. O altă fată care a fost luată la ocazie de Gheorghe Dincă din Craiova a reușit să scape cu viață după ce a sărit din autoturismul acestuia. Potrivit unor surse, fiica unei polițiste din Craiova le-a povestit anchetatorilor că a fost martora acestui incident teribil în trafic în trecut. Mai exact, această șoferiță se afla cu mașina la un semafor pe o stradă din Craiova. Avea autoturismul chiar în spatele mașinii lui Gheorghe Dincă în momentul în care a văzut scenele șocante, și anume că acea fată a sărit din mașina lui Gheorghe Dincă și a luat-o la fugă panicată pe străzile din oraș. Și-a amintit de acest incident după ce cazul Caracal a devenit public, și-a amintit că îl cunoaște pe Gheorghe Dincă și a mers să le spună procurorilor DIICOT tot ceea ce s-a întâmplat. Până acum, anchetatorii nu au reușit să o identifice pe această tânără, însă fac în continuare cercetări pentru a vedea despre ce fată este vorba. Mulțumesc, Claudia. Domnul Pop, iertați-mă, dacă mai durează mult telenovela asta, care, din nefericire, e doar pentru noi telenovela, nu și pentru familiile astea nenorocite de omul ăsta, într-un fel sau în altul, o să aflăm că Dincă a răpit vreun sfert de România. Dar toată lumea are, că mie asta îmi place, toată lumea are revelații ușor tardive, ca să nu spun mai mult. Discuția fiind publică, cazul fiind public, normal că mai apar din timp în timp și alte cazuri, alte declarate sau nedeclarate la poliție, sau persoane care își aduc aminte de cariera îndelungată a lui Dincă. Să nu credeți că la 70 de ani să apucă cineva să tranșeze, să taie, să omoare, să violeze și așa mai departe, să facă trafic de carne vie, de minori. Aici, în sfârșit, sunt de acord, deci, cu tine, dragă. Lucrurile până astea sunt vechi. Dincă nu... Și așa îmbătrânit. N-a nebunit astea deodată, el, acum, la, și se rezumă toată activitatea lui la aceste două fete. Din păcate. Tu, dar stați un din pic. Din păcate. Iar da, da, nimeni nu, da, nimeni nu l-a... Nu știu, nu l-a gășbit până acum, până când se bucură. Victor, iartă-mă, domnul Vela, că tot a adus aminte domnul Alexandru, da, de domnia sa, are reforma, cum o vedem noi, reforma poliției. Domnule, am scos sectoristul, Victor, da? Păi, dar nu Vela l-a scos, hai să nu... Nu l-a scos, dar are reforma, Doamne ferește, da, să facă ceea ce au greșit alții. Că dacă nu scoteam sectoristul, din că nu mai făptuia tot ceea ce a făptuit? Poate nu. Dacă poate nu. Da, domnule, deci dacă poate ai, nu. Doamna Vasi, da, poate nu. Dacă ai vână de infractor în tine, o ai indiferent cât spândare ai la ușă. Informator. Imediat. Eu cred, acuzat. Eu cred că acesta este motivul pentru care organele judiciare, în exces de zel, au luat decizia de a secretiza cea mai mare parte din acest dosar și din anchetă, pe pretinsa protejare a moralității publice sau pentru a ascunde tocmai aceste deficiențe ale sistemului, pentru că dacă Dincă ar fi dovedit, un dosar de o asemenea amploare, dacă Dincă ar fi dovedit că are poate sute de victime, va fi foarte greu să-și asume un sistem judiciar și un sistem de securitate, da? Că ăsta a umblat liber atât timp pe stradă. A fost în conjuncturile potrivite să săvârșească asemenea și două sunt arhi suficiente. Deci o să vedem în timp, pentru că nimic nu rămâne ascuns, chiar dacă acum probabil s-a luat această decizie de a proteja probabil afectivitatea publică în a nu afla asemenea informații dramatice. Da, foarte tare a fost protejată. Presupun că în cel mai scurt timp oricum vom ajunge la aceste informații și se va vedea dimensiunea reală a activității. Credeți că relevează aceste lucruri, dar le ascund publicului? Credeți că au vreun dosar cu crimele lui Dincă anterioare, cu complicii lui Dincă, cu clanul lui Dincă, cu ce a făcut până acum și îl țin ascuns? O să vedem, doamnă coleg. Eu cred că adevărata miza acestui dosar este în casă. Un domn procuror militar mi-a spus în urmă cu ceva timp că doar este limpede că un dosar penal e ca un iceberg, partea văzută este cea mai mică și avea dreptate. Însă... Asta pentru cei care nu cunosc dosarul, dar cei care participă dosarul, efectiv la dosar. Nu știu, există o parte secretizată, cum spune doamna Vasi? Bine, în principal trebuie să înțeleagă tot publicul că nu este voie să secretizeze așa ceva sau să faci așa ceva de față de siguranță avocați. Națională, e ceva... Poate să fie de siguranță națională chiar această secretizare și această încălcare a codului de procedură penală și a disoluției la o autorității statului român aduce DIICOT-ul și instituția Ministerului Public în așa hal în care lumea să fie oripilată când aude cuvântul procuror,
datorită acestor procurori, și nu este drept și nu este cinstit, eu vreau ca magistratul procuror și magistratul judecător să fie mândri când pășesc pe stradă, când intră în colectivitate, când se așează la o masă, să fii mândru că stai lângă un magistrat, judecător, procuror și nu să-ți fie, hai zicem, lehamită, să folosesc un cuvânt nu foarte dur. Pentru că ajuns la imaginea, mă lasă regea, păi nu sunt, dar eu vreau să vă întreb ceva concret. Au distrus imaginea parchetului public. Au distrus-o. Adică codul e praf. Sunteți și dumneavoastră acești procurori care conduc codul și studii tehnice dincolo de alea juridice. Hai să mergem pe o chestie. Încercăm să facem o construcție logică, da? Pornind de la o premisă. Mâine Dincă vine să Sucești. Cum a anunțat? Nu-l răzgândește nimeni, nu-l sinucide nimeni, nu știu. Mâine vine și pune pe hârtie, nu eu am omorât-o pe fata aia, bla, 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 bla. Ce se întâmplă cu dosarul, domnule? Dosarul este... Adică mai poți să trimiți dosarul pe rechizitoriu pe care l-ai tu în draft la ora? Îl trimite oricum, dar este imposibil să-l trimite în momentul în care Dincă vine și aduce probe concludente. Pune, căutați în locul cu tare, întrebați, poate să aducă probe, poate să aducă și poze, doamne, și fotografii, orice poate să spună. De acolo, din restul central? Păi nu, poate să indice. Și vin oameni, indică probe, indică persoane, indică locații, unde o găsești, de exemplu, pe Luiza. Da? Păi cum e moartă dacă e vie? Cum să-l trimis pe ăsta în judecată? Omul n-a zis că nu e moartă, omul a zis că n-a omorât-o el. Omul a zis că vrea să declare că n-a omorât-o el, nu că e vie. Bun. Și dacă dovedește că n-a omorât-o el și arată cum și cine, să zicem prin absurd, dar ar fi omorât-o sau că nu știe exact dacă e moartă sau nu, cum să-l trimită? Și eu întreb, și cum te mai trimiți tu dosarul ăla în judecată? Acest dosar este o bulă de săpun. Că o parte din el se bazează pe afirmațiile ăla care a și declarat ce i-a făcut lui Izei, nu? Deci că doar am citit aici. Dosarul acesta se bazează pe declarațiile lui Dincă și în funcție de cum fluctuează aceste declarații, ăștia disperați, nu știu cum să facă să-i potrivească schema ca să iasă pe declarațiile astea absurde. Dincă, din primul moment, a dat niște declarații absolut ireale, ilogice, care nu pot exista contra naturii, contra firii făcute, încât să poată imediat să le retracteze și să dea altele care sunt palpabile, reale. Vă dau un exemplu, uite, ca să vă lămuresc inginerește. Da. Păi, știți că cei de la Măgurele, specialiștii noștri, au spus așa, apropo de cele două arderi, că acolo unde Dincă afirmă că a pus accelerator de combustie, mai permanește motorină, smoală, bitum, vaselină, nu s-a găsit nicio urmă de acești acceleratori? Stați că nu e tot. Acolo unde el spune că nu a pus astfel de acceleratori, s-au găsit urme de acceleratori. Și acum, stupefacție totală și apelez la cunoștirea noastră, ca între ingineri vorbim și oamenii ăștia care nu sunt ingineri, dar mai ales ingineri, da? Atenție! Specialiștii confirmă următoarea chestiune, că oasele, scheletul sau, mă rog, cadavrul care a fost ars cu accelerator de combustie, adică a pus motorină, smoală, tot felul de nebunii accelerator de combustie, a ars la jumătatea temperaturii decât cadavrul unde nu a pus. Dumnezeu, mai auzit așa ceva? Deci atenție. Pe înțelesul tău, doamnelor și domnilor, omul a ars sau susține că a ars două fete în același butoi. Deci aceleași condiții. Fete similare. Într-unul a pus, într-unul n-a pus. Accelerator, da. În ăla în care n-a pus nimic, ars la o temperatură dublă decât în ăla în care... Da, așa reiese din analiza experților, ceea ce poate arăta că arderea respectivă a fost în alte condiții. Adică, dacă iei și pui, nu știu, presărat așa un corp pe pământ și torni niște smoală și nu știu ce, este posibil ca temperatura, într-adevăr, să fie la jumătatea în momentul în care pui într-un butoi un cadavru și alte fără... Normal că la strânge căldura. Dar nu poți, în aceleași condiții și cadavre similare de femei de statură la fel, relativ să similar, pui da. Atâția acceleratori și să ardă la jumătatea temperaturii într-un același butoi, în aceleași condiții. Deci vă dați seama câtă stupizenie și pe ce este clădit Alex acest Cumpănașu, dosar. E ceva logic în dosarul ăsta? Că eu m-am săturat de luni de zile. Să nu fie... Acum eu m-am săturat de luni de zile să prezint aspect după aspect toate de o lipsă de logică desperiat. Există totuși ceva logic? Există un fir coerent în toată povestea asta? Din punctul meu de vedere, da. Care?
că totul e logic. Și această logică este următoarea. Atât Alexandra cât și Luiza au fost comandate de către un clan interlop, respectiv clanul Baboi, așa, unor intermediari, intermediarul este familia Dincă. Mergând mai departe, acestea au fost răpite la pont și pentru că verișoara mea mi-a descris în detaliu ce s-a întâmplat în ziua respectivă în fața porții cu mașina de dolj, cu, pe care Dicotul nu i-a audiat niciodată, a fost asigurată această urmărire operativă, ca să vorbim în termenii celor domnului președinte Surugiu, în cazul Alexandrei cu siguranță, până în momentul în care a fost răpită de către Dingă, după care aceste fete au fost predate clanului Baboi de către Dingă sau copiii acestuia, pentru că iată, erau întâmplători prin zonă și nimeni nu-și mai aduce aminte de lucrul acesta. Iar de acolo, eu sunt absolut convins că au fost traficate într-o altă țară, sau poate bun, chiar se află încă în România, dar eu cred că într-o altă țară. Alex, dincolo, dincolo de faptul că sper să ai probe pentru afirmațiile pe care le faci, întrebarea pe care vreau să-ți o pun este... Eu le pot enumera. Ce legătură are ce ne-ai spus tu cu ce se regăsește în dosar? Că eu te-am întrebat dacă există vreun fir logic în dosarul penal, nu în ancheta paralelă pe care ați făcut-o fiecare cu mijloacele voastre. Bun. Da, nu, ci în dosar. Deci pentru mine, uite, hai să fiu foarte direct. Mie, procurorii de ICOT în prima săptămână mi-au spus cu subiect și predicat, Alexandra este moartă, e închis dosarul. Da. Eu când am auzit, și hai să mai spun încă un detaliu. Unul din procurorii de ICOT mi-a spus, domne, i-a rupt coloana lui Alexandra, înțelegi? Adică pur și simplu nu știu cum, i-a lovit-o și a rupt coloana. Bun. Sunt vreo 4 variante despre cum spune că a omorât-o. Prima dată, unul dintre procurorii care s-au ocupat de caz mi-au spus că i-a rupt coloana, după da, care a lovit-o cu pumnul în partea dreaptă, după care a strangulat-o și acum nu știu ce va mai declara, pentru că vom solicita reaudierea lui Dincă și în cazul Alexandrei, odată cu răzgândirea lui în cazul lui Zimrencu. Nu există singur element logic al dosarului, este această tergiversare și alocare de resurse, 200 și ceva de polițiști. Sunt convins că domnul avocat Popu își aduce aminte, la Caracal, ca să ce? Să dărâme casa aia, o să caute fetele. Adică traficul de persoane, rețeaua... Alex, cum până stimați invitați, stimați telespectatori, iau o foarte scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu dezvăluiri spectaculoase, inclusiv pe cazul Caracal. Până atunci însă, domnilor și domnilor, noul șef al opoziției va avea prima apariție în direct, liderul PSD va fi față în față cu mine, vom discuta împreună și aștept intervenția domnului Ciolacu în scandalul pensiilor și lămuriri în ce măsură și când va fi dărâmat guvernul Orban. Este un anunț important pe care îl face noul președinte al Partidului Social Democrat, care ne prezintă și planul partidului pe care îl conduce pentru anticipate. PSD pare să înceapă să se regrupeze. Discutăm împreună și despre oribila vânătoare a medicilor de elită din România, domnilor și domnilor. Aștept reacția șefului PSD, sunt convins că va fi pe măsură sau cel puțin ar trebui să fie. Rămâneți, merită! Doamnelor, domnilor, v-am promis, mă țin de cuvânt, noul șef al opoziției, prima apariție publică în direct pentru telespectatorii acestui post de televiziune, domnul Marcel Ciolacu, președinte al Partidului Social Democrat, cu titlu interimar deocamdată și al Camerei Deputaților, definitiv, mă rog, cât de definitiv poți să fii în România, este alături de noi în această seară. Bună seara, domnul Ciolacu, mulțumesc mult că sunteți împreună cu noi și la mulți ani. La mulți ani. Împreună cu mine și mă ajută mult în această seară cunoscutul domn Bogdan Chiriac, mentorul spiritual și nu numai al DCNews. Bună seara, domnule Chiriac. Bună seara, bună seara. Onorat. Doamnelor, domnilor, discutăm în această seară cele mai arzătoare probleme politice ale momentului. Încercăm să ne lămurim cum are de gând și dacă are de gând domnul Ciolacu să dea jos acest guvern sau dacă ne lasă să ne chinuim cu el până la alegerile parlamentare. Președintele PSD anunță nou plan pentru anticipate al partidului, pentru că se forțează din partea liberală și nu în ultimul rând vom discuta și un subiect extrem de sensibil
era să spun drag mie, nu drag mie, dar de care nu mă pot dezbăra. Discutăm despre epurarea politică a medicilor de elită din țara românească, atâția cât mai sunt ei, ne străduim să-i gonim și pe ăștia. Și încep abrupt, domnul președinte, cum, când și dacă aveți de gând să dați jos guvernul Orban? În această sesiune, începând cu 1 februarie, categoric Partidul Social Democrat va depune o moțiune de cenzură la prima reunire a grupurilor parlamentare, așa se practică înainte de sesiune, de începerea sesiunii, o să ne strângem și o să începem strângerea de semnături și în decursul sesiunii vom depune moțiunea de cenzură. Cu un motiv concret, domnule Ciolacu, sau cum au depus și împotriva guvernelor dumneavoastră pentru întreaga activitate ca la Oscar? Spera să avem un motiv concret. Noi nu suntem majoritari, avem mai multe. Așa. Nu suntem majoritari în acest moment, după cum bine știți, în Parlamentul României, PSD-ul fiind singurul partid de opoziție. Da. Dar vrem prin ce descoperim de la guvernul Orban și vezi de două luni tot descoferim tot felul de minuni caotice. Dați-mi niște motive temeiate care, să spun, au afectat viața românilor și care vă pot determina ca ăla să fie capătul de cer. Vă pot da zeci de exemple de minciuni. În primul rând s-a vorbit imens de mult de dezastru din infrastructură pe timpul PSD-ului. Da. Acum ne uităm la bugetul PNL-ului și vedem, vă dau două exemple scurte. Așa. Centura Bacăului, după ani de zile de contestări în instanțe, acum e 45% realizată. Da. Noi am dat 250 de miliarde, dacă mi-aduc bine aminte. Miliarde de lei vechi, bănuiesc. Miliarde de lei. Păi nu, 250 de miliarde de ăștia înseamnă 60 de miliarde de euro. Ei au dat în acest moment 6,4 milioane. Ceva de genul ăsta, la o solicitare de continuare a centurii de 400. Păi stați un pic, dar nu poți să nici nu poți să condamni un om și nici nu poți să-l dai jos un om neapărat pentru că e mincinos. Vorbim. Așa a câștigat el alegerile, e mincinos, să zicem. Care alegeri au fost câștigate? Ălea ultimele europarlamentare care le-au permis ulterior să genereze și în urma victoriei de la prezidențiale o serie de alianțe cu restul partidelor, mai puțin PSD-ul, domnul Chirie. Așteptăm să convingă celelalte partide care au votat acest guvern necesitatea depunerii acestei moțiuni de cenzură. Iertați-mă, dar nu că vreau eu să prioritizez și nici să vă fac agenda politică, dar mai degrabă și cu un subiect mai rezonat pentru public este batjocura în sistemul de pensii, dacă vreți, și blocarea majorărilor pensiei minime. Pensia minimă, ca să vedeți câtă, până la urmă, câtă răutate este. Deci ea este 704. 708 sau 704, nu mai știu. Se majorează, era majorare de până la 775, impactul bugetar e de 300 de milioane. Ca să de lei, da? Asta înseamnă 60 de milioane de euro. Și are impact la 900 de mii de oameni, între 900 de mii și un milion de oameni. Cei care au lucrat în agricultură sau 10-15 ani. Ca să vedeți câtă răutate poate să fie și vorbim de un PIB estimat de 1129 de miliarde. Deci 300 de milioane la un PIB de 1129. Cu adevărat, părerea mea era vizabil, el fiind forțat cu aproape 90 de miliarde. Ok. E ăsta un motiv? Dacă vreți, continuăm cu blocarea creșterii alocațiilor pentru copii, cu blocarea majorării salariale din diverse domenii de activitate. Am introdus o lege în Parlament, cea cu medicii veterinari și cea cu bibliotecarii. Când s-a făcut legea salarizării, am uitat de bibliotecarii de la Biblioteca Națională și de la Biblioteca Academiei. Așa. Și n-au avut măririle, deci vorbim de 400 de oameni. În ziua de 31 decembrie au depus la CCR, guvernul Orban, o contestare ca ea să nu intre în aplicare. Pentru 400 de bibliotecari. Noi am aflat de această contestație la CCR, prin virtutea faptului că sunt președintele Camerei și trebuie să facem punct de vedere. Că altfel n-ar fi știut nimeni de această contestație depusă de domnul Orban. Da, de ce erau PSD-iști bibliotecari ăștia? Sau? Nu știu. Legea... Deci, cu adevărat, erau și veterinarii și bibliotecari. Dar culmea ipocriziei este că în Parlament
a votat 7 membri ai guvernului Orban. Lege. Au votat pentru? PNL-ul a votat pentru, alături de PSD și de toată lumea, legea, și pe 31 decembrie au contestat. Da, există o explicație rațională pentru care niște oameni care se consideră a fi responsabili, dar votați în colegiile haotici. Lor, haotici, votează ceva ca după aia să-și conteste sub propria semnătură același vot? 7 membri ai guvernului sunt jumătate din guvern, care sunt parlamentari, au votat legea. Dacă e posibil, nu cred că s-au... Au niște lucruri în care se întâmplă acesta, pentru prima oară. Domnule președinte, dacă guvernul Orban vă face treaba, cum a făcut guvernul Cioloș pentru PSD treaba în 2016, de ce vreți să-i dați jos? Adică nu mai bine să vă opuneți alegerilor anticipate și să aveți alegeri la termen? Sunt costurile prea mari. Mult prea mari pentru costurile public, pentru public. Pentru România sunt mult prea mari costurile ca ei să rămână o perioadă îndelungată. Da. Așteptăm și până la urmă și răspunsurile și ce decide CCR-ul. Vă e frică de anticipate? Iertați-mă. Nu, categoric. Nu e frică de anticipate. Păi, dar nu stați grozav. Problema este cum se pune problema. Deci nu poți să vii să soliciți anticipate atâta timp când nu este o criză politică în România. Dacă domnul Orban dorește să-și asume o criză politică în contextul internațional destul de complicat. Mai și de exploziv, de vreo 3, să zic așa. De vreo 3-4 zile. Dacă vrem să ducem euro de la 5 lei la 6 lei, n-am nicio problemă. Să-și auto... Păi și dacă nu se facă anticipate, nu se duce euro de la 5 la 6 lei? Nu, fiindcă intrăm într-o logică constituțională. Criza devine momentul în care nu există o majoritate care să formeze un guvern. Acest lucru nu... Din păcate pentru domnul Orban, cu toate că speră, nu o să fie. Eu sunt ferm convins că dacă domnul Orban își va da demisia, va exista o majoritate care să propună... Dar poate nu e nevoie să-și da demisia, poate îl dați dumneavoastră jos prin moțiunea de cenzură pe care o depune. Și mai bine. Moțiunea de cenzură poate fi depusă în iunie, nu? Păi... Noi sperăm mai devreme. Da, aveți un termen proiectat așa? Că avem pe toată durata sesiunii. Până toată durata sesiunii, nu știu, din ianuarie până în și înainte de alegerile locale. Cred că sunt pe 24 1 februarie mai. Până la 1 iulie e sesiunea, da. Dar puteți depune moțiunea în iunie, când guvernul PNL probabil că nu mai avea niciun fel de combustibil, că de asta și vor. Deci Rareș Bogdan a indicat foarte clar alegerea anticipată în aprilie. Dacă dumneavoastră nu depuneți nicio moțiune până în aprilie, în cum iunie de interesul guvern? Dumneavoastră, da. Nu știu ce domnul Rareș Bogdan, ce alegeri face. Păi dânsul le vrea, nu știu cum dânsul le face, nu știu dacă păi mai citim și Constituția dacă sau nu depuneți, dacă fiecare gândește dacă nu depuneți dumneavoastră moțiunea până în aprilie, n-aveți cum să mai faceți... Poate să-și dea demisia. Păi și îl bănuiți pe domnul Orban hotărât să-și dea demisia? Hotărârea CCR-ului privind conflictul juridic de natură constituțională cu asumarea pe buget, dau dreptate președintelui Camerei și președintelui așa. Senatului, părerea mea că domnul Orban trebuie să-și dea demisia. Păi și dacă dânsul nu vrea? Ne pune moțiune. Dar elegant pentru orice prim-ministru care a declanșat un conflict juridic de natură constituțională este să te duci acasă. Domnul Ciolacu, dacă să depuneți moțiunea și să aibă și șanse să treacă, trebuie să obțineți o majoritate parlamentară, pe care la ora asta spuneți că nu aveți, că sunteți singurii din opoziție. Primul pas este să vă înfrățiți cu... fugarii sau cât au mai rămas dintre ei de la Pro-România, spre exemplu. Bateți palma cu domnul Ponta fie și înțeleg de la dumneavoastră că domnul Ponta n-are cale deschisă de întoarcere în partid. Dacă au alianța stângii? Eu încerc să arăt un traseu, până la urmă, logic și un traseu politic. Da. Categoric, Partidul Social Democrat, la Congres, o să vină cu un proiect politic. Dacă, care include alături, și Uniunea Stângii, dacă alături de acest proiect politic vine și domnul Ponta sau și alte forțe, domnul Tăriceanu, se vor regăsi în proiectul nostru politic, presupun că și moțiunea va trece. Asta înseamnă o alianță cu cele două partide, nu? Că bănuiesc că nu fuzionați cu Pro-România. În primul și în primul rând dorim niște alianțe și nu e vorba de fuziuni, e vorba de proiecte politice. Așa. Deci vorba de alianțe politice care pot avea, ne putem uni pentru formarea unui guvern,
da, pentru alegerile locale sau pentru alegerile generale. Dar nu excludeți varianta asta categoric, unei alianțe, categoric, nu? Dar cred că e în firea unui om politic să nu excludă nicio variantă, atâta timp cât nu ne unim ca să luăm puterea de dragul de a lua puterea, cât timp avem un proiect politic și un program de guvernare. Nu excludeți o alianță PSD pro-România ALDE în această primăvară? Nu exclud niciun fel de alianțe. Asta e o alianță... Mai puțin PNL. Și cu USR-ul suntem dispuși să discutați? Vom discuta punctual. USR-ul? Vom vedea. Sunt cei mai apropiați ideologic, că sunt neomarxiști. Dacă stai să te gândești. Sau sunt mult mai marxiști decât ceea ce se revindică. Dar ce este din partea asta? Dar e interesant. Această posibilă alianță s-ar putea face și pentru locale și pentru parlamentare? Sau la locale fiecare? Sunt lucruri distincte. Da, sunt lucruri total distincte, ca și moțiunea de cenzură, ca și alianța. Alianța care a pus în acest moment guvernul minoritar PNL, vi se pare o alianță normală, logică? Nu. Logică, unește nu ceva doctrinar? Sau a existat vreun program de guvernare al Orban? Dorința de a vă dărâma pe dumneavoastră. E foarte simplu. Am înțeles-o. I-a unit ceva. Și le-a ieșit. Le-a ieșit. Costurile le vedem cu toți. Păi da, dar dacă stăm și doar contemplăm rezultatele dezastrului, nu putea câștiga PSD-ul. Deci dacă stau și exact cum spui, contemplă rezultatul acestei mașinațiuni, PSD-ul ar putea câștiga din granda, cum a mai câștigat la parlamentarele din toamnă. PSD-ul lui, domnul Chiriac, faptul că va câștiga alegeri într-o țară năruită, băgată în gard până la momentul respectiv. Că din ce ne spune domnul Ciolacu, tabloul e apocaliptic. Ăștia au făcut numai nenorocii și se alege praful și pulberea. Păi ce mai conduc ei de când preiau puterea? În primul rând trebuie să faci la loc țara din praf și pulbere. Dar acum nu poți să o faci, fiindcă cei care au picat testul PISA au fost foarte pertinenți la un tip de mesaje distructiv, așa, și până nu se face euro 6 lei, nu să înțeleagă oamenii ce și cum. Sau poate va fi o guvernare atât de bună încât euro nu se face 6 lei. Rămâne domnul, la 4,60. Sunteți un om cu vastă experiență. În primul rând, poate politicienii mai mint, mai păcălesc. Cifrele nu mint niciodată. Deci tot bugetul cum este făcut e un dezastru. Deci eu vă asigur că noi avem de a face cu un guvern care se împrumută pensii și salarii 5 miliarde pe lună. Ieșeau oameni de la PNL și spuneau: ați micșurat veniturile, ați tăiat salariile. Și viața a arătat că lumea a crezut pe domniile lor, nu fluturașul pe care l-aveau în mână. Categoric. Păi deci, și ce faceți ați mai auzit vreodată o explicație în România de la un om politic, de la un ministru sau de la un prim-ministru, n-au ajuns pensiile la români pentru că au fost sărbători? Dom'le, cât de cinic poți să fii? Să știți că de-a lungul timpului n-a existat o întârziere la pensii până să vină guvernul Orban. Nimeni nu și-a permis să lase pensionarii de sărbători fără bani. Să știți că de-a lungul timpului l-am auzit pe domnul Orban răstind mult mai multe vorbe de duh. Iar acum faptul că pensionarii nu și-au primit pensiile, eu n-am văzut. Ați văzut proteste, domnul Ciutacu? Nu, momentan nu. Nu, deci lumea e foarte mulțumită. Mai sunt niște pensionari care intră la noi în direct și își exprimă indignarea pe persoană fizică. Da. Atât. Dar în rest nu este o mișcare de masă, cum a fost pentru ordonanța era asta, 13. Pentru... Era asta cu alegerile anticipate, care o tot reîncălzești, știind că, până la urmă, Constituția spune foarte clar cum se ajunge la alegeri anticipate. Trebuie să dai demisia, să nu treacă guvernul. Sunt vreo 120 de zile. O minciună să acoperi tot dezastrul ăsta și, de fapt, marea problemă este 1 septembrie, unde este legea cu 40%. Nu a legea pensiilor, nu a legea pensiilor, 40% și cu salariile la profesori. Și sunteți convins că nu o să dea un act normativ de prorogare a aplicării una de zile? Sunt convins că toată miza anticipată este ca această lege să nu fie pusă deci în aplicare. Spuneți mai că liberalii vor anticipate ca să nu intre noua legea pensiilor. Categoric. În și păi cea cu profesori. Anticipatele cu ce împiedică intrarea în vigoare a noii legea pensiilor? Au alegeri înainte. Așa. Și pe urmă își vor permite electoral ca să o proroge termen. A ieșit azi guvernatorul.
BNR, care a zis că nu se poate. Deci, n-am văzut pe nimeni de la guvern care să spună guvernatorului, domnule, noi guvernul trebuie să aplicăm legile. Da, să știți că ce a spus guvernatorul e valabil pentru toată lumea. Am înțeles. Adică dânsul a spus, domnule, nu se poate într-o țară cu 4% creștere economică să mărești o chestie care privește 5 milioane de oameni cu 40%. Mi se pare că și-au asumat 5, creștere economică. Înseamnă că au mințit la buget. Așa a declarat guvernatorul. Păi nu știu, eu vorbesc pe bugetul asumat, da, care n-a venit să-l discutăm în Parlament. Cumva, nu știu, nu se va întâmpla asta, fiindcă eu am încredere că președintele Iohannis vă va bloca revenirea la putere. Îl apreciază pe în mod absolut constituțional va face asta. Dacă cumva ați luat până absurd puterea în iunie, nici noastră nu mai puteți face mărirea în septembrie. Dar nu trebuie să mințim. Păi și ce spune? Domnule, de ce nu iese Orban și spune, domnule, nu putem. Trebuie să... De ce nu vine cu bugetul? De ce să spună asta? Să piardă alegerile? Dar cât timp vrei să minți? Până vă mai mult să le spun dată. Că investești în infrastructură, ai tăiat banii de la infrastructură. Cât timp vrei să minți? Că la un moment dat vine tot acest decont, va veni. Câteodată a venit și la PSD. Da? Oho. Voi sau nevoi. A venit substanțial. Și să vă amintesc politicos că aveți 23% în ultimele categorii. Alegerile de la 46%, apropo categorii. De deconturi. Deci a venit decontul. Acolo nu-i deci... sondaj, acolo e realitate. E atât corect. A ieșit. Vom vedea cât vor ieși. Vor fi alegerile. Păi, eu zic că vor fi alegerile după eșecul la de la pensii. Dumneavoastră ziceți... După eșecul de la pensii cu majorarea pensiilor, nu, că lumea așteaptă 40%, da, și așteaptă să tăiați pensiile speciale. Nu să se taie problemă, pensiile speciale, nu dar nu se vor mări că alea cu 40%. Marea problemă este mărirea de la 1 septembrie și la profesori. Au zis că nu, domnule, facem orice mărire. Au ieșit tot felul de filozofi de la PNL. Am uitat și eu pe buget. De. Noi când am mărit salariile la profesori, am suplimentat cu 4,2 miliarde. Ei au suplimentat acum cu 1,2 miliarde pe o nevoie când se mărește de 7,1. Deci este din păi buget... Păi și restul de 6 miliarde de unde le iau? Păi nu le iau, că ele nu sunt bugetate. Ei anticipează că nu vor... pune în această... Să iasă, domnul Câțu, o să-mi explice. Îi dau cifrele exact. Din bugetul ministerului nu este prinsă mărirea. Au prins bucată din ea. Au prins 1,2 la mărire. Până la 7,1 aștept pe domnul ministru Câțu să dea explicații. Da, puteți să-mi spuneți și mie de ce fugiți cu toții de o decizie în cazul pensiilor speciale? Că nici dumneavoastră, nici liberalii, nimeni nu se înghesuie. Noi am luat decizia și mai mult... Noi am luat tot ce a fost negativ când am vrut să fim raționali. Când ați vrut să fim raționali și v-am încălcat? Noi am fost unul dintre cei care nu am promovat tăierea pensiilor speciale. Pentru ei a fost un motiv de campanie electorală. Față de ce erau speciale? Un motiv de campanie electorală. Plecând de la ideea că este un drept câștigat. Mai ales că știam hotărârile de la CCR, că e foarte greu să intri pe... În schimb, am venit cu o chestie foarte simplă și social-democrat. Domnule, vorbită și domnul președinte Kelemen Hunor. Cel mai mare venit în România e al președintelui țării. Tot ce depășește venitul președintelui țării intră în sistem de impozitare. În momentul acela nimeni nu mai poate să facă absolut nimic. Și ce v-a ținut să faceți asta cât erați majoritari în Parlament, domnul Ciolacu? Avem lege în Parlament. Așa. Asta e pentru salarii, nu pentru pensii speciale. Nu, pentru pensii. Cine beneficiază de pensii speciale? Cine are venit? Deci dumneavoastră puțin, ca partid propuneți puțin... impozitarea pensiilor speciale. Da. De fapt, a diferenței dintre venitul președintelui și cât obține fericitul pensionar special, cu 16% sau cât păcatele mele nu, prevede. Este chiar cu mai primul mult? Proiect al lui Eugen Teodorovici cu 90%. Deci nu diferența vorbim, să fie impozitată cu 90%. Asta înseamnă că în România sunt pensionari, atenție, care iau mai mult decât președintele României. Care vor lua chiar și în situația asta. Tot mai mult, mai tot mult decât mult. Președintele în funcție al României. Sunt lucruri care s-au creat în 30 de ani de democrație. Ei, nu, asta Ciolacu, creat mai de domnul Ciolacu, le-au creat oamenii, domne, că n-au venit din cer. Este un drept câștigat. Așa. Ei o să meargă în instanță. Da. Dreptul câștigat nu e pensia. Eu credeam singura că e pensia, diferență nu valoarea în toată, mai mult, în toată această marotă politică, singurii care au fost băgați total aiurea și total nedrept, sunt pensiile de servicii ale militarilor.
Păi iertați-mă, nimeni... 90%, domnule, că și aia de la securitate sunt 100 militari, nu, toți sunt militari, domnule. Niciunul nu depășește veniturile președintelui. Poftim? Poftim. Da. În afară de magistrații, militari... Vreți să vă dau câțiva generali din pădure care au pensii mai mari decât președintele României? Servicii nu sunt... Păi vă dau eu niște exemple, dacă vreți. Chiar dacă le cer pe 544, nu vin... Așa. Nu vin documente. Nici ministrul finanțelor. Dumneavoastră nu aveți acces la pensia unor foști militari? Întrebați-l pe domnul Cățu. Dacă are acces la... Păi eu vă spus că este o super informație dumneavoastră, da. Președintele, ca al treilea deci, om stat, da. nu aveți sunt. Acces, nu aveți ornisul dumneavoastră? Nu sunt îndreptățit să am acces la acces. Aveți ornis? Da, presupun. Păi și atunci cum și aveți acces? Nu puteți afla dumneavoastră care împărțiți banii țării ce pensie iau unii de la pădure? Nu. Asta e țara în care trăim, domnul. Nu mă certați pe mine pentru lucrul acesta. Vă întreb așa. Putem începe în secunda asta. Și iertați-mă că vă întreb, aveți de gând să faceți ceva cu asta? Că totuși, dumneavoastră sunteți investit de poporul muncitor, de mine, de Ciutacu, de ăștia. Că... Se poate face o inițiativă legislativă. Deci n-aveți acces dumneavoastră la nu pensie? Eu nu sunt îndreptățit să am acces. Dar cine vă... Vă rog frumos să-l întrebați pe domnul Cîțu. Ce act normativ vă neîndreptățește, domnul președinte? Întrebați-l pe domnul Cîțu dacă dânsul are acces. Ca și ministrul al finanțelor. Ministrul care ar trebui să aibă acces la orice fel. Păi nu, dar stați un pic, că până să ajungă bani în bugetul Ministerului Finanțelor ca să-i cheltuiască... Vorbim lucruri de guvernare, eu sunt la Parlament. Nu, îi aprobați dumneavoastră la Camera Deputaților. Eu nu îi aprob, că a venit domnul, e guvernul asumare asta. Păi el vine și asumă tot. Dom'le, în mod legal, Parlamentul aprobă bugetul României, da? După aia să duce și le împarte domnul Cîțu la popor. Noi trăim într-o perioadă anormală, da. În care guvernul asumare vine... cu orice să-și asume. Bun. Vedeți, domnule, că au dreptate și oamenii ăia de vă pun președinți, guverne, nu știu ce. Jospălăria. Parlamentul nu are dreptul să știe cât iau unul pensie. Da. Deci, nu salariu. Nu bandă în aia special pentru acțiuni sub acoperire. Nu, băia, să zicem că cu doar Congresul SUA poate să afle. Dar acces să afli cât are pensie un fost general de la pădure? Și nu poți. N-ați auzit că nu e îndreptățit omul, cu ce să facem? Să îndreptățim noi? Mie mi-ar plăcea. Dar nu vi se pare și ușor imoral, domnul Ciolacu, dincolo de, și băsor cuvintele, dincolo de, hai să spunem, spuneți dumneavoastră, nu un impact uriaș și de drepturile câștigate care nu se iau înapoi. Noi nu vă supărați. Când un om cu studii superioare, un om care a muncit cinstit în viața lui și cât a meritat conform legii, ajunge și iese cu 20-25 de milioane pensie. Și un general, un procuror, în ce vreți dumneavoastră are 200 de milioane, nu e imoral? Nu împart. Președintele unui partid de stânga. În seara aceasta nu se împart nicio nici dumneavoastră dreptate. Eu ce pot să vă spun? Că la ultimul proiect de lege cu pensiile speciale, care iarăși, domne, nimeni nu are dreptul la pensie specială. Urmă a ieșit Orban, a zis, nimeni nu are dreptul la pensie specială, în afară de. Urmă a ieșit USR-ul, care a zis, domne, radem tot, omorâm tot, și militarii au pus și pensiile de servicii, adică au făcut o chisăliță acolo. Da, au venit, domne, între timp au revenit și ei. Domne, tăiem toate pensiile și veniturile speciale în afară de. Până la urmă s-a focalizat totul pe parlamentari. Și pe parlamentari și pe primari. Da, și pe primari, corect. Da. Vreau să vă spun că eu sunt doi parlamentari și au dat demisia în ultima zi de mandat. Eu sunt la al doilea mandat. Și legea e foarte clară că trebuie să ai un mandat întreg ca să beneficiezi. Care sunt cei doi? Eu și domnul Liviu Dragnea. Suntem cei care în ultima zi de mandat ne-am dat demisia ca să nu avem pensie specială. Așa. Da. Sau veniturile. Din tot Parlamentul României. Indiferent că au fost peneliști, pesediști, udemeriști sau alte culoare politică. Nu-mi povestea. Vă spun o realitate. Da, ok, e un gest politic pe care l-ați făcut atât dumneavoastră cât și domnul Dragnea. Nu, să mai fac și această legislată. Și la tura asta? Categorii. Așa, bun, stați un pic, dar tot nu se rezolvă problema de fond. Care problema de fond este discrepanța uriașă, stimate domn, dintre veniturile post-salariu ale diverselor categorii sociale. Acum, dumneavoastră, mă puneți să aleg. Dar să intru într-un hățiș, juridic pe care eu nu mai pot să ies din el sau nu-l pot eu urmări și nu de ani de zile, sau să încerc să rezolv o problemă. Pentru legislativ, în momentul acesta, ca să rezolve această problemă, este impozitarea pensiilor speciale.
Păi bun, și dacă după ce faceți majoritatea aia visată, îl dați jos pe Orban și reveniți pe... Nu, eu cred că legea iese și acum. Vă duce avem și capacitatea acum? De a convinge și alte forțe politice de a trece această lege. O să trecem și legea propusă de liberal, în care, cu excepții, vor fi dat. Va trece și legea, vom vedea unde va ajunge. Eu vă spun că va ajunge în instanțe și vor câștiga. Păi și atunci să nu mai atingi, dacă toți știm... Iar legea, legea propusă de PSD va fi cea care va putea fi în aplicare, fiindcă e o șmecherie, e o altă minciună. De fapt, am folosit electoral această temă, am inflamat-o foarte mult, dăm o lege care știm de la început că e neconstituțională și va fi atacată la CCR și va cădea la CCR, în loc să propunem o lege simplă care nimeni nu poate să o atace când ai unde, fiindcă da, forma este foarte clară. Domnule președinte, o nouă lege pentru calculul pensiilor speciale, că ies doi colonei pe aceeași funcție, aceeași vechime, cu două pensii speciale diferite. Total diferite pot fi. Adică un mod de calcul care să țină seama de salariul pe care l-ai primit și un procent din salariul pe care îl iei ca pensie specială. Lupta lor este cu pensia minimă. Pe cum ați văzut, n-au găsit 300 de milioane să mărești la teoretic, 900 de milioane de oameni care au lucrat la ăștia ar fi trebuit să bunicii noștri care au lucrat la CAP. Și atunci e firesc să vii elimine pe aceștia. Normal, cei cu pensia minimă, teoretic, trebuiau să voteze mai mult cu socialiștii. Așa se face politică? În... Ceea ce nu prea într-o Europa? Da. În anul 2020? Politică se face în sensul în care poți câștiga alegerile. Nu asta le-ați câștigat, dar apoi ați devenit fioși. Cu scuzele de rigoare, atât pentru domnul Ciolacu, cât și pentru domnul Chiriac, domnul și domnul, întrerupem un pic decizia, dezbaterea asta și l-ascultăm pe domnul Orban la Bruxelles. Pentru că posibilitatea de a modifica legea pensiilor cu actualul Parlament nu este foarte mare. Am înțeles. În același timp... Sigur că creșterea noi am susținut formula de creștere anuală care era de bun simț și anume pensia să crească pentru a compensa pierderea puterii de cumpărare prin inflație, adică compensarea 100% a inflației plus includerea 50% din creșterea salariului brut pentru a crește puterea de cumpărare a pensiei în funcție de creșterea economică. Mod normal, orice creștere de venit trebuie să aibă la bază niște realități economice. V-am prezentat creșterea salariului minim brut pe economie, în care am pus la baza creșterii salariului minim brut pe economie o formulă, de asemenea, care ține cont de inflație și de creșterea indicelui de productivitate la nivelul economiei. Dacă mai împărți o singură întrebare, nu, tot legat de buget, din cauza că sunt foarte mari cheltuielile cu pensiile și salarii, rămân puțin bani pentru investiții și vorbeau specialiștii în transporturi că anul acesta sunt foarte mici finanțările pentru proiecte majore, că sunt subfinanțate niște proiecte, cum ar fi drumul expres Craiova-Pitești, cum ar fi Sebeș-Turda. Craiova-Pitești beneficiază de finanțare europeană. Da, dar trebuie să cofinanțe. Sebeș-Turda beneficiază de finanțare europeană. Cine face astfel de afirmații, habar n-are de mecanismele de finanțare a unora dintre proiectele de infrastructură. Îmi pare rău că trebuie să dau dezmințire pe așa ceva în condițiile în care lucrurile sunt, ar trebui să fie cunoscute. Și încă o singură clarificare în ceea ce privește declarația făcută de Ministrul Finanțelor Publice. Aseară citez referitoare la contribuția la pilonul 2, o creștere de la 5 chiar 6%, astfel încât să nu ajungă în colaps sistemul național de pensii. După cum bine știți, reforma sistemului de pensii a fost făcută de guvernul PNL în guvernarea 2005-2008 și dezvoltarea pilonului 2 și a pilonului 3 opțional a fost gândită pentru a dezvolta o sursă de venit suplimentară pentru persoanele active, că atunci când ajung la pensie să aibă un venit suplimentar pensiei care este acordată de sistemul public. În ceea ce privește procentul care trebuia să stea la baza contribuției pentru pilonul 2 de pensii în reforma pensiilor, noi am gândit că trebuie să ajungă la 6%. Asta era procentul la care trebuia să se ajungă, iar într-o perspectivă ulterioară chiar putem să ajungă până la 8%. Declarația Ministrului Finanțelor e corectă, pentru că așa a fost gândirea
referitoare la pilonul 2 de pensii. Sigur, acum noi suntem într-o conjunctură diferită de conjunctura care a stat la baza, să spun, legii și a strategiei de dezvoltare a pilonului 2 și pilonului 3 opțional de pensii. Avem ca obiectiv să creștem această contribuție, dar evident trebuie să o facem într-un moment în care să nu afectăm plata pensiilor din sistemul public, din pilonul 1 public. Spunea 2021 5%, deci practic confirmați această intenție pentru 2021. Fiți atente la răspunsul pe care vi-l dau. Vă rog. Păi vi l-am dat. Atât? Pilonul 2 de pensii, prioritatea liberalilor, domnilor și domnilor, iar domnul Orban zice că nu pot să ducă legea asta a pensiilor la bun sfârșit cu actuala majoritate parlamentară. Deci trebuie să faceți anticipate. Cum au pus guvernul? Dacă PSD-ul e singurul partid în opoziție. Dar mare, singur dar mare, domnule. Consistent. Da. Dacă e singurul partid în opoziție. Păi da, o majoritate, au guvern. Păi valiați cu Pro-România și cu ALDE. Dumnezeu, rămâniei fără majoritate. Ce ne facem? Păi înseamnă că trece moțiunea. Da. Asta, și nu asta e esența jocului politic. Nu așa a căzut și PSD-ul. Adică eu nu văd unde sunt catastrofele. Democratic. Unde e democrație? Democratic. Apropo de democrație, domnul Ciolacu. Democratic este să fii cu legi de asumare. Da. Mai bun agent electoral pentru dumneavoastră decât domnul Orban n-o să aveți. Ați văzut cât timp n-am scos niciun cuvânt. Nu, mi se pare... Eu sunt în opoziție, eu înțeleg. Mie mi se pare totuși că Violeta Alexandru și cu Cățul bat pe Orban. Hai să spunem că e o echipă de vis, Dream Team. Așa mi se pare și mie, dar sunt ca aia de la americani, când au venit prima dată cu profesioniștii la Olimpiada, la basket. Cam așa sunt ăștia, din punct de vedere al imaginii. Dar jocul democratic, domnul Ciolacu, vă impune să renunțați la un dat la interimatul ăla la conducerea Partidului Social Democrat și să organizați niște alegeri pe care, nu știu, să le câștigați triumfal candidând singur, nu? Nu. Haideți să... Eu am primit un mandat de la colegii mei să pun bază, să organizez un congres. Cu adevărat, am și dat un termen maximal, deci până la 29 februarie, congresul va avea loc în Paris. Garantat va avea loc congresul? Garantat. Deci, în momentul acesta, tot ce a ținut de organizarea internă a partidului, împreună cu domnul Paul Stănescu, le-am rezolvat. Lucrurile sunt funcționale la partid. Aveam o grijă dacă a revenit domnul Paul Stănescu după tăierea porcului, că dânsuși a dat un termen. N-a ajuns nici la tăierea. Și eu am avut 30-31 și întâi m-am întors și de atunci sunt... Doctrinar vorbind, că nu putea să-l luați pe dinaintea goală. Nu s-a bucurat prea mult, nici 24-25, am avut doar anjunul și Crăciunul. Deci organizați împreună cu domnul Stănescu și cu echipa actuală de interimare alegeri interne pe 29, da? Începând de joi, o să fie prima conferință la Buzău, încep conferințele extraordinare în toată țara, noi avem termen să-și aleagă delegații. Delegații și unde nu sunt, păi sunt conduceri. Dar delegația de unde să știu pe cine să voteze dacă dumneavoastră nu v-ați anunțat candidaturile dintre dumneavoastră? Facem ca pe timpul Partidului Comunist. Da. Sau ca pe timpul PSD-ului. Nu, mergem pe o structură de organizare normală și democratică. Da. Și eu mi-aș dori de la Partidul Social Democrat să fie totuși un partid mai modern și să încercăm să lăsăm să iasă totuși valorile adevărate ale partidului, să înceapă să iasă la lumină. În partidul ăsta modern și cu valorile la suprafață, candidează Marcel Ciolacu? Nu am hotărât în acest moment și nu cred că asta este... Nu dacă veți candida sau nu ați hotărât când veți anunța? Nu. Nu am hotărât dacă voi candida. La nimic. În primul rând vreau să venim cu o groază de măsuri de modificare a statutului, de modul de a candida. Adică să putem candida în echipă și cu un proiect politic. Deci dumneavoastră mergeți pe ideea... În al doilea rând... Stilul moțiune, da? O să profit de prezența dumneavoastră la emisiune și... Păi cu asta mă ocup. De asta și cu cât vor fi mai mulți candidați, cu atât și mai multe proiecte politice, păi cu atât va fi mai bine. Să se înscrie oameni. Eu nu cred într-o singură candidatură. Nu sunt, și dacă mă treziți că în afară de dumneavoastră nu candidează nimeni, ce faceți? Vă sacrificați și candidați singur? Nu este, în primul rând, nu m-am hotărât dacă o să candidez. Păi așa și rămâneți fără candidat dacă nu se depune nimeni dosar. Dacă dumneavoastră vă hotărât să nu.
mai facem un, facem un congres. Este utopic ce spuneți, dar n-are... Există și varianta asta. Nu s-a întâmplat. Este un partid viu, Partidul Social Democrat. Candidați... Mi-aș dori să nu-l subestimeze lumea. Candidați în echipă cu Gabriela Firea sau împotriva Gabriela Firea? Nu știu. Doamna Gabriela Firea, am văzut că a anunțat că nu o să candideze. Că nu o să candideze la președinția plină a partidului. N-a exclus varianta de a candida la președinția executivă. Nu exclud, nu neapărat să candidez eu și să iau pe doamna Firea în echipă. Sau nu exclud să facem echipă împreună cu doamna Gabriela Firea. Poate candidează dânsa și voia dânsa în echipa dânsei. V-ați gândit la varianta asta? Este posibilă, este posibilă și această adică variantă. Adică sunteți dispus să faceți o rocadă? Nu știu. Întâi să vedem, întâi să ne vedem. Eu lucrez, îmi scriu un anumit proiect politic, cum e și normal. Orice om politic care se respectă trebuie să, să facă acest lucru. Paul Stănescu sunt în echipa asta care sunt asumă convins. Proiectul ăsta politic? Domnul Paul Stănescu, să știți că e, lăsând glumele cu porcul, e un om foarte responsabil și foarte echilibrat. Da, n-a spus nimeni că nu e responsabil sau că nu e echilibrat. Eu v-am întrebat dacă e în echipă cu dumneavoastră la redactarea proiectului moment, ăsta politic. În acest moment, nu, eu cu domnul Paul Stănescu stau în jur de 12 ore zi de, stăm, chiar și glumeam, stăm mai mult, stăm amândoi mai mult decât stăm cu familie. Unul de altul? Nu. Am, cel puțin eu am încă de învățat de la dânsul. Și vă propuneți să stați împreună și după alegerile din 29 sau când o fie? Suntem colegi și suntem în PSD. Oricum o să stăm împreună. Nu, stați împreună. Indiferent de, de pozițiile sau de... În proiectul ăla politic pe care îl scrieți dumneavoastră. Eu la asta mă refer. Haideți să, să ajungem la candidaturile pe, până pe 29 februarie. Deci... Până pe 29 februarie e congresul. Va avea loc congresul. El ar putea să aibă loc și la jumătatea lui februarie, nu? Dacă toate... Noi am pus un termen de 9 februarie. Sau la începutul lui februarie. Am avut două termene. Până pe 9 februarie să terminăm toate conferințele extraordinare. Da. Ca să avem o marjă cât mai mare până pe 29, poate anumite conferințe care nu se pot ține. Și am mai avut până pe 15 februarie toate organizațiile să vină cu candidații pentru alegerile locale. Iertați-mă, am văzut că dumneavoastră vă poziționați cumva către readucerea fiilor risipitori, ca să zic, înapoi în partid. Nu. Stați un pic. Tocmai l-ați adus pe Tuduse înapoi. Nu mă dus pe nimeni. Haideți să vă spun nu, cum, da, întrebarea cum mea, lăsați-mă să duc până la, până la capăt. Pentru că există niște lucruri care s-au întâmplat, da? Mihai Tuduse a revenit, unul are muncii să fie iubit. Întrebarea mea este, la unii nu vi se pare că vă cam milogiți de ei și că vă cam dau cu frici? Mă refer la atitudinea concretă a domnului Robert Neguiță, care v-a anunțat că trebuie să vă cereți scuze și pentru existența lui Dragnea pe planeta Pământ și pentru, nu știu, o grămadă de lucruri ca să vă facă onoarea să se întoarcă înapoi în partid. Iertați-mă, totuși era Partidul Social Democrat, pe vremea când mă mai ocupam. Eu, când am fost numit interimar, am zis foarte clar că nu sunt de acord ca cineva să mai fie exclus din acest partid. Așa. Mi s-au părut la momentul respectiv, culmea fiind unii dintre cei care am votat împotriva la toate excluderile din partid, inclusiv la suspendarea domnului Robert Negoiță, care e mai recentă sub conducerea, sub altă conducere a partidului, a avut loc această, hai să nu... această suspendare. De asemenea, am votat împotrivă. Mi s-a părut moral și corect. Din partea mea, ca și președinte interimar, îmi spun că nu, aceste lucruri nu s-au făcut corect sau au fost niște vendete personale. E un gest politic și personal. Ce face celălalt? Eu am stat astăzi de vorbă de două ori cu Robert. Așa. Și ce face celălalt este decizia lui. Eu mi-am făcut datoria mea. Păi, nu, și, nu, stați un pic. Și aș vrea să, să mă credeți, am stat atât de mult, pentru mine opoziția e ceva normal, e natural. Pentru că noi și când am fost la putere, eu am fost în opoziție. Mi-am asumat și toate ieșirile împotriva președintelui Dragnea și un pic de lucruri care le-am spus în interiorul partidului pe timpul doamnei Dăncilă. Corect din partea mea este exact ce am făcut. Și nu îmi regret deloc. Unde s-a făcut abuz? Au existat plecări din partid care nu au fost excluși. Au fost deciziile lor. Am zis că aceste lucruri este dreptul organizațiilor. Nu, iertați-mă un pic.
din țară să decidă dacă primesc sau nu acele persoane. Înțeleg că organizația asta de la Brăila l-a reprimit pe domnul Tudose în rândurile ei. Am citit și o știre, n-am vorbit nici cu domnul Tudose. S-a întors Tudose în partid fără să vorbiți? Deci știu că sunteți prieteni. Eu astăzi nu am stat de vorbă cu Mihai Tudose și credeți-mă că... A stat altă dată. Deci nu, pe mine Mihai Tudose nu m-a anunțat că el și-a făcut adeziune la organizația lui de poză. Vrea să revină în partid, iertați-mă. Ba da. Asta am anunțat și public, ar dori deci, da, să revină în partid. În Pro-România, Tudose a luat 25% la Brăila, da, adică cel mai mare scor al Pro-România. Da, deci faptul că se întoarce, nu, nici o problemă. Ce rău a făcut Tudose? Dar nu, eu n-am dat jos guvernul Dăncilă, ăsta e singur rău. Între altele. Spre exemplu. Și l-a votat pe ăsta pe Orban. Nu l-a votat, Orban... e europarlamentar, Mihai. Mă rog. Mihai Tudose e europarlamentar, el n-a votat guvern. Faptul că au votat guvernul Orban, eu nu-l văd ca pe un lucru greșit, fiindcă, așa cum spuneam, deocamdată nu aveți un comunicator și un agent electoral mai bun decât domnul Ludovic Orban. Când nu aveți. Ce sunteți, corect. Nu sunt răutăcios, dar nu ți se pare că așa stau lucrurile? Păi da, da, ok. Haide poate, să poate nu avem unul atât de bun. Eu înțeleg rațiunile care v-au făcut să sigur faceți... Sigur nu aveți o înțelegere pe sumasă cu Ludovic Orban? Nu. Nu. Okay. Deci dânsul, nu le, face, deci, dânsul le face voluntar așa, fără să fiți înțeleși? Văd că da. Dar și place. Pe domnul Ponta îl invitați la congresul ăsta de la 2009? Nu. Nu-l invitați? Nu. Nici măcar Ponta în calitate este, de viitor partid partener? Dacă o să ne... Așa. O să avem un proiect politic comun și... Da. Este posibil e să avem această... E istorie pentru PSD, Victor Ponta? Ca și membru al partidului. Dar a anunțat domnul Ponta că el nu dorește să fie în PSD. Acum, ce vreți să... Nu vreau să vă stric frânjul. Acum să vă mai spun un lucru. Domnul Robert Negoiță este membru PSD. Așa, și? Și dacă omul nu vrea, până nu-i ceră scuze. Nu. Omul este membru PSD. Și? Robert este membru Robert PSD. Robert Negoiță mâine la 12 la DC News. Așteptați că am dezvăluiri. Dar el este. Da, da, da. E Robert la 10 jumate e Daniel Florea. Dar vreau să spun următorul lucru. Domnul Chiriac, am anunțat și pe mine când invitați la DC News de ăștia care dau bacalaureat înainte să intre la facultate, nu după? Dar cine și-a dat bacalaureat înainte să intre? Întrebați-l pe domnul Negoiță mâine în cadrul dezvăluirilor. Domne, nu știu, sectorul 3 arată într-un fel. Absolut. Deci, și 4 arată. Dar nu mă interesează. Și 4 și 5, da. Așa, și 1 da. Chiar. Da, domnul Chiriac, nu, e ca și cum, iertați-mă, nu ne-am văzut după o perioadă de sărbători. Dar fără să vă gonesc eu de la emisiunea asta, pur și simplu am fost liber, fiecare, da? Da. Și când v-am sunat eu prima dată în ianuarie, să veniți împreună cu domnul Șulacu, ca și cum mi-a spune, doar dacă ți-ai cere scuze pentru întreaga ta activitate de până acum. Pe cam așa face... domnul Ciolacu cu domnul Negoiță. Domnul Ciolacu nu l-a gonit pe domnul Negoiță din partid, dar domnul Negoiță zice să-și cere scuze. Eu nu pricep, dar poate sunt eu mai greu de cap. Nu. Domnul Ciolacu are o capacitate deosebită în acest moment de a încerca să strângă cioburile partidului. Da, și mi se pare că e extrem de permisiv în acest sens. Da. Și mie mi se pare la fel, mai ales că lucruri foarte importante care au făcut PSD-ul să plătească așa cum au fost pensiile speciale, în continuare nu sunt abordate de PSD, PSD fiind de opoziție. Lucru cel mai simplu nu, fiind, domnule, problema nu e la mine. Vorbiți cu domnul Orban. Desfințarea pensiilor speciale. Nu ne cu pensiile speciale, dar am și o curiozitate speciale umană, vor fi domnule. Votate de PSD nu. Pentru desfințare. Ciolacu. Spuneți. În ultimele 6 luni de zile ați mai vorbit vreodată cu domnul Dragnea? Nu. Nu v-a căutat nu. De la... Și nici nu-mi permit. Loc... Nu, stați un pic, există două variante. Dânsul să bage numărul dumneavoastră de telefon în cele 10 la care are dreptul și să vă sune și dumneavoastră să nu-i răspundeți sau dumneavoastră să vă cereți într-o vizită la domnia sa cu acordul domniei deci, nu am fost sunat de către domnul Dragnea niciodată și cred că ținând cont că sunt președintele Camerei este exclus ca eu să solicit o vizită la domnul Dragnea. Domnilor, domnilor, luăm o foarte scurtă pauză de publicitate și cu mulțumirile adresate domnului Ciolacu revenim cu o știre de breaking news imediat după.